Davide, tu cât ca face suma asta, fără să o calculăm? Păi știam că plus minus 1 de la 55. Deci, minus 1 era minus 55 cu minus 1 față. Da. Am acum 1. L-am pierdut pe minus 1. Da. A rămas minus 54. 4. Și mai pierdem din cauza cu 1 ăsta și a pus o sotire. Da, și mai dau cu 1 și vine minus 53. Minus 53 face suma asta. Da. Deci vezi tu, când de aici până aici, numai dacă i-am pus acestuia, deci am pierdut practic 2-ul. Da? Da. Dar dacă aș face suma asta în minus 1... Păi dacă la 1 am pierdut 2... Plus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10... Știi cât ar face rezultatul ăsta? Da. Minus 51. Minus 51. Păi atunci trebuie să găsim minus 55. Stai puțin. Păi mie îmi trebuie minus 36. Și dacă un număr se dublează de două ori, înseamnă că mi-ar trebui să-mi iei 55 minus un x egal minus 36. Și atunci înseamnă că x-ul ăla este 19, știi? Adică... Păi o să-l pun pe 8 cu plus și pe 1 cu minus. Și sunt de minus 19. Pe 8 cu plus... Și pe 1 cu minus. Adică, tu spui așa. 1 plus 1 minus 2 1 minus 2 minus 3, 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 plus 8 plus 8 minus 9 minus 10 egal cu minus 10 e plus 8, domn profesor. E plus 8, da. Am înțeles. Păi știu că 8 plus 8 vine 16 și 1 plus 1 vine și cu 2. Și cu 2. 18. Deci din 51 pierdem 18. Numai că am pus acolo. Da. Nu mai trebuie un 1. Stai. Da, din 55, dacă pierdem 18... Ne dă 37. 37 cu minus 37. Da. Și noi trebuie să ne dea minus 19. Pe 9 plus 9. Deci dacă mai adăugăm, face și pe ăsta cu plus 9, am avea 9, 8 și 9, 17, 17 și 1, 18, ori 2, da. 36, și din 55, faci 36 și-mi dă minus, și-mi dă 19. Minus 19. Foarte tare. Da. Ce greșeam aici? Noi... Spune eu ce nu prindeam noi. Adică, când un minus îl transformăm în plus, plus că de fapt, de două ori. Asta. Asta e și până acum totul. Nu. În tabularea care o făceam noi aici, nu, încercam să ne agățăm după modelul de înainte, da, dar nu mai jucai în ieșițiu. Nu mai erau aceleași condiții. Mai vedem o dată? Foarte tare. Deci 55 era cu minus. Da. Și nu ne trebuia minus 36 și... Da, noi înainte să începem tazonarea, nu știam că dacă înlocuim un număr cu plus, o să avem de două ori valoarea lui. Dacă înțelegem asta la început, era mai repede terminat. Era foarte tare. Deci, dragule, aici e 0. Știi ce vine? Aici e 2 și aici este minus 2.
Păi da, ai dat 4. Da? Distanța asta e de 4? Și noi le-am văzut din spate aici. Da, am zis că... Minus, am sărit cu unul, l-am făcut plus. Deci faptul am... Păi, poate am omorât cu... Cu cât? Cu dublu? Dublu, da. Când toți erau cu minus, făcea minus 55. Și când, de exemplu, schimbam, trebuia să facem dublu. Vezi cum am început să tatunăm? Aici, din nou, frumusețea matematicii. Eu mi-am dat seama la un moment dat, nici eu n-am văzut la început, nu te mint, că se vede în film. Am participat la ghișită asta cu toată ființa mea, ai văzut, nu? Ne-am întrebuițat amândoi, am fost cot la cot. N-am... De aici... Când mergeam cu Emei la Olimpiadă, eu le-am spus de la bun început că ei sunt mai buni decât mine. Și spunându-le asta, ne-am convins după aceea. Deci nu, eu la început le-am spus și mi-am convins. Ei deja aveau un atu asupra mea. Când ne-aș dar o problemă așa, ei știau că pot face în fața înaintea mea. Bă, ce eram de bucuros. Când nu mai munceam eu. Nu te mint, asta era strategia mea. Și mă duceam de fiecare dată, cu niciodată citită problema, cum am venit acum la tine, cum ai deschis tu cartea, pentru că trebuie să fii sincer. Dacă tu, ca profesor, nu ești sincer cu elevul, n-ai nicio șansă să îi dai drumul. Dacă tot vii cu eghișițul făcut de acasă, și nu pe viu faci acest eghișițul de tatonare și de descoperire, așa, chiar filmat, asta e. Da? Deci dacă nu ești sincer, înseamnă că degeaba ți-i creda în mână. Trebuie să fii corect. Și iată ce am văzut eu. După cele câteva tatonări, mi-am dat seama, stop, gata, asta e poanta. Cum să te convingi să atragi atenția, că dacă puteam, eu puteam să iau un 7, un 8 acolo, nu știu ce, să fac un joc aici, mă duceam rapid. Dar nu ăsta a fost secretul meu. Ca să-ți dai tu seama, am luat numai pe, de la minus 1 la 1. Da. Și pe toți am păstrat și ți-am arătat că pierdem. Câte două. Da, dublu. Am zis mai departe, hai să le iau pe 2. După aia am ajuns la... Ca să vezi tu cum pierzi 4. Și atunci tu ai simțit problema. Și ai zis, ah, mă apropii, știu. Hai să vedem. Mă duc la Ilon pe 8-ul acela. Te apropiai și tu cu pași repede de problema. Da? Te apropiai cu pași repede. În sfârșit, când am așezat-o așa, ne-a ieșit corect. Ne-a ieșit corect pentru că 8 și 9, 17. Număr 2, 34. Așa. Cu 2, vine 36. 36. De fapt, noi trebuia să dăm pe 36 în 2. Da, și ne dădea... Cât? 18. Și întrebam, 18 din ce numere pozitive facem? 18 din ce numere pozitive facem? Și se deschide acum cutia Pandorii. 18 din ce numere pozitive? 18, cum putem să organizăm? A fost negația problemei dinainte. Foarte tare. Da? Noi trebuia să facem un rost de plus 18. Și noi nu știu. Din cârdul. Din cârdul ăsta la minus, să transformăm, să ne iasă plus 18, că e de ajuns. 18 plus 18, cum se realizează? Plus 18, cum se realizează? Da? 18, acum cu plus. Care sunt variantele de 18? 8 plus 9 plus 1. 8 plus 9 plus 1. Care face 8 și 9, nu? Da. 17. Total, sunt de bine 10 și 8. Da, sau 9 plus 9. Facem variante. Multe. Cum e construcția pentru... Minus 18. Minus 18. Ar trebui și pentru plus 18. Exact așa, în oglindă. Cu plus. Pentru că... E aceeași poveste. Da. Uite, tot am început o singură problemă. Da? O singură problemă. Și discutăm de atunci problema asta. Hai să dăm răspuns la ea. A, B, C, D, să le vadă toți prietenii noștri. Și le spunem, la matematică este prilejul de a te recrea. E atât de frumos și atât de interesant, încât nu obosești niciodată. Când intre acolo în partea de desubt a problemei.
Da, repet. Acum, noi am discutat de la egal la egal, n-a fost nicio diferență între mine și tine. Și asta trebuie să-ți dea încredere, să ataci și tu. Așa. Să-ți duci din frumusețea asta. Să te prindă problema să nu poți dormi. Da, să nu poți dormi. Gândești, băi, totuși, cum faci? Cei care nu reușesc sunt acei care abandonează. Foarte devreme abandonează problema. Păi nu. Unde? În etape am reușit să ajungem acolo. În etape. Tot adunând, tot învârtind-o. Până când? Am spart. Problema așa spus, hop. Acolo. Da? Deci, să luăm de prima problemă. Egal cu A. A l-am făcut. A. Mi-am văzut eu. Care e 1 plus minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Aș vrea să vedem. Pentru A l-am făcut că e rapid, nu? Da, și pentru B. Și B, iarăși a fost, da. A fost cât? 37? 37, da. Dar cum am gândit aici? Am scăzut din 55, 37 și așa. Am avut 18. Oh, și am văzut variantele 18, da? Deci la punctul B, trebuie să le spunem prietenilor că trebuie să scădem din total 37 și avem ce mai trebuie să facem. La 5 acolo trebuie să facem minus 1 plus 2 ca să avem 5 perechi de câte 1. Așa. La 5. Dar vedem. Deci punctul A e rezolvat. Ca să reiau și eu. Am rămas un pic în urmă. Deci la A e rezolvarea aici. Da? Da. La B avem rezolvarea acolo și pe margine. Aici și pe margine. Eu am să pus șterg asta. Da, aici. Eu l-am scris oricum. Așa și tu mă ajuți pe da. Mine. Da? Sigur. Deci la punctul B la punctul 37 era vorba să facem 55 minus 37 egal cu 18 și cum construim pe minus 18, da? Asta era important la B. Și toate variante, aici am pus noi toate variante. Da. B. La C am avut 5. Hai să spun la C aici. La C am avut răspunsul trebuia să fie egal cu 5. Egal da. Cu 5. Și ne-am gândit să facem minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2, care îmi dă 1. Minus 3 plus 4, care îmi dă 1. Minus 5 plus 6, care tot îmi dă 1. Minus 7 plus 8, care îmi dă 1. Și minus 9 plus 10, tot 1. Și de aici am văzut că avem 5 perechi de câte 1 și am aflat că acest răspuns este unic și corect. Unic? Corect? Da. Și răspunsul 5, da? 5, da. După am avut minus 5. Și la minus 5 am schimbat, da, la minus 5, rezultatul trebuia să fie minus 5, am schimbat semnele între ele. Și a zis 1 minus 2. 2, 3 minus 4, 5 minus 6, 7 minus 8 și 9 minus 10. 9 minus 10. Și egal cu minus 5. Minus 5. Și la 19. Egal cu minus 19. Deci să fie egal cu minus 19. Rezultatul era 1, 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, plus 8, plus 9, minus 10. Plus 8, plus 9, minus 10. Minus 10. Egal cu minus 19. Face minus 9. Care e cheia? Un număr este egal dublului. Adică minus 8 transformat în plus 8 egal minus 16. Da? Deci în modul diferența e de 16, dublu, da? Da? Și cum am gândit noi? Dacă ar fi fost toți cu minus, ar fi fost minus 55. Și după aia am ajuns. Și mai întâi am locuit pe 1. Să vedem cu plus. Și le trebuiau un plus 36. Da. Minus 55. 5. Minus 55 plus 36 este egal minus cu 19. Minus 19. Asta era relația. Da. Dar 36 ăsta
plus 36 ăsta, venind de la minus spre plus, de fapt pe noi ne interesează plus 18. Da. 36 este egal cu 2 ori 18. Și 18 ăsta cu un fac rost. Este, avem acolo. Avem la puncte B. Numai că avem minus. Exact. Este același variant, numai că lăsăm. Deci, plus 18 ne trimite aici. Da. 18 este egal cu varianta. 9 plus 8 plus 1. 9 plus 7 și egal cu 18. Cât este ceasul? 7.20. Eu sunt încântat de tot ce am făcut seara asta, chiar dacă nu o problemă am făcut. Dar, dragilor, nu am decât un sentiment de bucurie că te-am păcălit. Ce? Ai fost ca nici într-o... A mai fost un câteva seri așa lângă mine, cot la cot. Deci te-am păcălit, ai intrat în problemă. Da? Ai simțit momente când ai luat-o pe lângă mine și chiar vrei să, da, să mă depășești? Da? Da. Mă bucur foarte mult. Ca și sentiment, mă dați reclat în sufletul tău, îți dă încredere că poți și că trebuie să te lupți cu problema. Esențial este să nu abandonezi. Este o problemă de câte stele? De 3 stele. Uite ce tare este. Foarte tare. Eu aș fi dus-o spre 7 stele, așa mi-aș fi gândit. Așa de frumos. Dar, iată că mă i-am reușit-o. Fain. Foarte fain, nu? Da. Ai zâmbetul pe buze. Uite, când un copil se produce asta, trăiește așa, cu ochii lui sunt umezi de bucurie, ți-ai atins scopul ca profesor. Nu mai decât o stare de bine. Spre, am reușit. Am reușit. Uite-mă de mine. Uite-mă de mine. Stai în bucuria asta. Da? Prietenii noștri sunt nevadă. Da, noi la problema asta am doi am muncit. Și el, când vă spuneam că sunt ochii umezi de bucurie, așa este. Și voi trăiți, puteți trăi bucuria asta. Spectacol este. Super. Super. Ce să spune? Ne mai luptăm și altă dată, da, cu astfel de probleme? Mai am un problem așa, mâine. Te bagi tu la ea? Mai am un problem, da. Păi, bate-te. Vezi ce poți face tu? Că dacă ai câștigat încrederea asta de aici, poate să o poți face. Eu sper să o faci. Poate mâine mai discutăm și mă surprinzi pe mine și mă uite aici și am gândit așa și așa. Și o să stau în urmă și să te urmăresc, să fiu, să te admir. Vreau ca mâine să te admir. Ok, așa. La revedere, dragi. La revedere, să uitați, dați share, să vă abonați la profilul meu. La revedere.